În sudul capitalei, în apropiere de șoseaua de centură, terenul este liber. Pentru a atrage mai multe companii în această zonă industrială, primăria sectorului 4 va construi o nouă stație de metrou, care se va numi Tudor Arghezi. Noua stație de metrou va fi construită între stația Berceni de aici, actualul capăt de linie al magistralei 2 și șoseaua de centură. Acolo va fi construită și o parcare pentru a încuraja pe oameni să-și lase mașinile la intrare în București și să folosească mijlocul de transport în comun. Pe lângă parcare, autoritățile promit 6 zone cu acces pietonal, dintre care 2 vor fi situate pe partea opusă a șoselei Berceni. Legătura va fi asigurată printr-un pasaj pietonal subteran. De acolo se va face și legătura cu parcarea. Această investiție de infrastructură, alături de șoseaua de centură, alături de girația suspendată de la șoseaua Berceni, va schimba profund viața locuitorilor din București. Va reduce traficul, pe de-o parte, iar pe de altă parte va contribui la realizarea unor noi locuri de muncă. Pe perioada de execuție a lucrărilor, traficul rutier pe cele 4 benzi de ieșire din București va fi restricționat. Se va circula pe 2 benzi, însă doar pe o bucată de 500 de metri.